Salutare, fraților! Eu sunt Cristi Panainte și astăzi vreau să vă prezint o mașină. Vreau să mă sfătuiesc cu voi, să vedem dacă face banii care am dat pe ea, să îmi spuneți și voi o părere, dacă își merită bani sau nu își merită. Adică vă las pe voi să decideți, să-mi dați un preț, să vedem cam cât costă mașina asta, după părerea voastră. Am să vă arăt ce am adus acum în parcare. Stați așa, sunteți gata? Ia uitați! Benzină 1.6 motor din 2005. Se vede, da? În două uși. Stai să vă arăt și din spate. O culoare frumoasă și haideți, scrieți în comentarii un preț pentru această mașină. Cam cât ar costa? În două uși, cu jante normale de tablă. Stați, că am și jante R22 parcă pe ea. Stați un pic, să desfacem portbagajul. Dacă mă credeți, nu știu de unde se desface. Cred că de aici. Ia. Nu reușesc să le sac. Cum se desface, frate, asta? Ia. Era blocat. Ia uitați, fraților. Am și jante pe R22. Uitați ce cauciucuri bune au. Să vedem, să scoatem una. Uitați modelul. Și unde este mărimea? R22. Și uitați ce ani de fabricație au aceste cauciucuri. Maker. Jantele le folosim la vară. Să închidem asta. Așa. Are și cârlig de remorcare. Vedeți? Așa, să vă prezint și interiorul. Aici e cam verbelită și butoanele la fel și ăsta mare, dar asta e o bubă la Volkswagen. Cred că la multe mașini am văzut treaba asta. Și na, se schimbă ușor asta. Și volanul e puțin mai tare ras și el nu e așa frumos. Avem aici climă. Și nu avem casetofonul original din fabrică, dar eu cred că ăsta e mai șmecher, Pioneer, pentru că avem și auxiliar, CD-ul, cred că e mai șmecher. Și uite, cred că are și Bluetooth. Dacă are și Bluetooth, e super. Că ăla din fabrică, îți dai seama că nu era cine știe ce, doar track trebuie să asculti și era mai rău. Da. Ea așa arată, e foarte curată mașina, uitați-o și voi. Am uitat să vă zic că are și oglinzi electrice, geamuri electrice, da? Aici la schimbător arată foarte bine. Frâna de mână ține și ea. Trebuie să vă arăt și în spate cât de curată este. Avem două chei. La ea, așa. Dat astea. Ia uitați-vă și în spate cât de curată este. Da, mașina arată bine la interior. Cu mici defecte. Ia să o pornim puțin. V-am zis că e 1.6 benzină. Kilometri are 219.586. Așa, e pe liber. Ia să-i dăm OK. Și pornește la sfert.
are decât un martor aprins în bord. Cred că este ceva de la servo, dar nu știu. Servo merge foarte bine. Am idei de ce el a prins, poate trebuie să completez cu lichid ceva, nu știu. M-am zis crimă. Hai, spuneți cam cât ar face această mașină, și eu sunt curios. Cât aș putea să vând eu această mașină? Scrieți-mi în comentarii cât credeți că ar face această mașină în două uși cu jante R22 frumoase, cu clic de remorcare și, na, și cu jante normale de iarnă. Și uitați ce bune sunt. Stai și voi. Cât credeți că ar face această mașină? Hai, aștept părerile voastre și să-mi spuneți mai multe despre această mașină. Dacă este bună, se merită să mai cumpărăm de astea sau nu. Fraților, asta a fost mașina, am vrut să vă arăt și vouă, să vă cer o părere. Așa că vă aștept părerile voastre în comentarii. Să vedem cam cât ar face această mașină, să văd dacă mi-am luat țeapă, nu mi-am luat țeapă, cu cât aș putea să o vând, așa că vă aștept să-mi comentați. Eu am fost Cristi Panainte și nu uitați să vă abonați, dați like, share și tot ce trebuie. Până data viitoare, numai bine, sănătate!